Suntem la ieșire din tunelul Ezechia și un alt text biblic pe care nu l-am citit încă despre acest tunel este în 2 împărați 20 cu 20. Celelalte faptele lui Ezechia, toate isprăvile lui și cum a făcut iazul și canalul de apă și a adus apele în cetate, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Ca să avem o imagine a cetății, aceasta era cetatea lui David. Aici asta se măresc puțin, aceasta era cetatea lui David și izvorul Gihon era în exterior aici și se cobora la izvor pe o cale plancată de ziduri, era păzită ca și cetatea, dar riscul ca să fie cucerit era foarte mare și atunci Ezechia a făcut un tunel interior prin care apele au fost duse până în cetate, în interiorul zidurilor și aici este ceea ce se numește scaldătoarea Siloam. Am ieșit în zona aceasta și se fac excavări puternice. Ce mai este aici? Sunt niște trepte care duceau până sus la templul lui Solomon.